crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Da, ediție cu premiu maxim astăzi, una dintre puținele ale ediției, ale sezonului de dublu sau nimic, în care am ajuns la premiul maxim. S-a întâmplat foarte rar, am dat de foarte multe ori banii în acest sezon și n-am prea avut șansa să ajungem la premiul ce poate fi de până la 4.000 de euro. Începem de la 500 de euro în dimineața asta, iar norocosul care a fost extras de calculator este Cosmin din Timișoara. Bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața! Salut, dimineața, Cosmin! Să știi că Timișoara și timișorenii, noi suntem îndrăgostiți de Timișoara și de timișoreni. Mă uit pe cele patru întrebări, sunt realmente simple, iar la ultima întrebare, aia mare de tot, există, dacă o să ajungem până acolo, și variante ajutătoare. Da. Adică aia o să fie o alegere pe care va trebui tu să o faci dacă e să fie. Dar altfel îți spun șanse reale pentru bănuții. Pentru toți bănuții. Așa ziceți în fiecare dimineață și multă lume se încurcă la prima întrebare. Păi, aici intervin emoții, intervin fel de fel de aspecte, presiunea timpului. Cum faci, că ai timbru de câștigător. ai aur așa de om care știe lucruri. Deci m-am înscris ieri dimineață, după ce am auzit întrebarea care a spus-o pentru 400 de euro, pentru prima dată când m-am înscris la vreun concurs. Ok. Și nu venea să cred cum nu a nimerit omul întrebarea. Adică era foarte simplu să pui Nevada. Era simplu. Întotdeauna când cunoaștem răspunsul, ni se pare foarte simplu și... Spune și lui Cornel. De pe margine e simplu, dar poate nu știe, dar era prima întrebare a fost în ce stat american se află Las Vegas. Pentru 400 de euro. 400 de euro. Și ce? 1, 2, și nu s-a potrivit. Și nu s-a... Nevada. Așa, în secunda. Azi mai devreme. Iată. E ușor. Luca lui Cornel să pună câteva întrebări. În ce sens? În sensul care se care să câștige. A, sigur că da. 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 Deci Cornel va trebui, fii atent. Deci Cosmin, întrebările vor fi citite de Cornel Ilie de la Vanca astăzi. Excepțional, deci să-ți poarte noroc. Doamne ajută. Da. Doamne ajută. Și el citește întrebarea și când se oprește, pac, ai 6 secunde să dai răspunsul corect și ai câștigat banii. Da, da, da. Ești gata, Cosmin? Stai puțin, nu te grăbi. Stai, uite, tu acum familiarizează-te cu întrebările. Așa. Și noi mai stăm de vorbă puțin cu Cosmin. Cosmin. Da. Spune-ne că n-am apucat să vorbim despre tine mai deloc. Cu ce te ocupi? Câți ani ai? Unde ești? 32 de ani. Mă pregăteam să plec acum de acasă. Lucrez în retail. Bun. Ok. Și nu știu să mai zic. Și deocamdată, adică acasă singur-singurel, cum zice... Nu singur-singurel, cu viitoarea nevastă. Ce drăguț. Păi, spune-ne și nouă cum să fie într-un ceas bun. Hai. Să fiți fericiți. Cum o cheamă pe doamna? Viitoare. Claudia. Bună, Claudia! Da. Salut! Bună, Claudia! Claudia. Bună, Claudia! Trebuie să se simtă că ești și tu acolo. Ce voce, clopoțel! Așadar, Cosmin și Claudia, în dimineața asta pleacă de la 500 de euro și pot ajunge până la 4.000, să vedem cum va fi. Tu îl coordonezi pe Cornel, arată cu degetul. Am întrebările, le văd, aceste patru, da? Da. Îi arăți cu degetul care e prima întrebare. O luăm pas cu pas. Așa, da? Suntem la prima întrebare. Zi. Ești dirijorul lui. Da. Fără răspuns, da? Bun. Ești gata, Cosmin, Claudia, ești euro. Gata cu netul lângă tine, cu Google-ul pus acolo. Atent. Gata. Că s-au... Ridică-i calea lui Cornel. Așa, stați puțin. Deci, acum Cornel o să citească întrebarea. Intră cronometru, 6 secunde, Cosmin, ca să răspunzi corect, da? Ok. Bine, hai, go! Cine a fost primul președinte al Africii de Sud, ales prin vot universal, cel care în prealabil a stat 27 de ani în închisoare din motive politice? Nelson Mandela. Cam e cea mai fericită. Cam e, tu de ce te bucuri? După momentan lăcătuș, momentan ziua de ieri, mă bucur că cineva câștigă. Aha, da, deci gata. Iată. Dă-i semnalul omului. Bingo. Bingo, ai câștigat. Nu avem semnalul pregătit. Bine, Cosmin. Ai câștigat semnalul de... 500 de euro. Am avut niște eșecuri. 400 de... Bravo, Cosmin, ai câștigat 500 de euro. E o confuzie totală. Bravo, 500 de euro. Super tare, excepțional, nemaipomenit. Ce zici, măi, Cosmine, măi? Ce să zic? Înțeleg emoțiile ascultătorilor care intră direct acum. Așteptam. Deci răspunsul era foarte simplu.
Dar trebuie să-ți vină. Trebuie să-ți vină în 6 secunde. Știam despre cine e vorba, dar mi-a luat câteva secunde până să-mi vină numele în cap. Aha. E, da. Să nu se mai întâmple, că uite, mai vin niște întrebări. Stai, le citim, că Cornel. Hai, stai, că Cami, pregătește ăla de 1000 de euro, l-ai găsit? Sigur, ăla l-am găsit, n-am găsit ăla de câștigător, l-a anunțat voi. Stai să vedem, în primul rând, dacă merge, vrea Cosmin să meargă la 1000 de euro. Nu vrei 1000 de euro? Ba, vreau 1000 de euro. Vrea, frate, 1000 de euro, excepțional. A vrut 1000 de euro. Hai la 1000 de euro. Mamă, deci pot să mai citesc o întrebare? Da, da. Păi este, bă. Eu pariez că citim 4. Dă semnalul cu 1000 sau ceva. 1000 de euro. Auzi. Ce frumos sună. Aveam o piesă cu 1000. Ia. Dirijor, ceva, spune-mi. Gata. Gata, bine, ești pregătit, da? Bun, întrebarea numărul 2. Și Claudia, hai. Atenție. La ce mare face referire Biblia când spune că apele au fost despărțite de Moise pentru a facilita astfel fuga evreilor din Egipt? Marea Roșie. Aoleu, mă, Cosmine. N-a nimerit-o. Marea Egeie era. Sunt mai multe mări acolo în zona. Avem câte mări sunt? E o mare de mări. Marea Mediterană. Marea Moartă. Marea Moartă. Și Marea Roșie. Marea Roșie. În total 3. Marea Marmara. E mai sus. Nu, nu, nu. Mare. Ce ai zis? Mare, ce ai zis? Marea, marea. Cum ar fi fost? Moise. După un lemn ciops și un uzo. Da. Ia, dați-vă puțin. Ia, sas. Hai cu Marea Marmara. Să știi că am întrebat mai mulți oameni, Cosmin, ce, la ce mare face referire Biblia în privința miracolului făcut de Moise, și cei mai mulți au răspuns Marea Moartă. Așa. Tu ai răspuns pentru că fiind Marea Roșie. Și bine ai făcut, Cosmin, felicitări, bravo! Ai câștigat 1000 de... Băi, ne lipsesc niște... Vreți să caut pe YouTube un semnal de... O fericire, o ceva. Ai găsit ceva aici, câștigător, mani dublu sau nimic. Da. Încercăm, da? Da, un play. Ce o fi să fie? Asta e! Asta, când câștigă ăsta, intră. Bravo, Cosmin, ai luat 1000 de euro și ai fost și felicitat de calculator, inclusiv de Cornelie. Bine, mă, Cornelie ține... No, ține noroc, e norocos. Da? Eu am zis de pe hol, eu am zis din bucătărie că o să câștigăm azi. Acum, Cornel s-a trezit în ipostaza asta, n-a fost nimic pregătit dinainte, probabil ai remarcat, Cosmin, și voi, stimați ascultători. Așa scoate, mă. A fost o surpriză și pentru Cornel totală. Un moment de spontaneitate a lui Vlad, care ne-a pus în ipostaza. N-avem nici bucurie. O ediție total deosebită, Cosmin, și tu ești, tu ești protagonistul acestei ediții. Ai 1000 de euro deja în buzunar. Așa, și poți să trebuie să decizi acum dacă mergi la 2000. Nu, băi, mai trebuie să citesc ce ai. Mergi, poți, e simplu. Poți să și dacă se retrage. Dar doar pe a treia, vezi, a patra, bine, nu. Mai bine că 1000 de euro decât cu nimic. Măi, băiatule, ascultă aici. Bine, și cu Claudia lângă tine. Te-ai intimidat logodnică. Și cu Claudia lângă mine. Poți să ai zis că ai 32 de ani? Da, da. Am reținut bine? Bă, dacă la 32 de ani nu riști, când o să riști? Bravo. Acum e momentul tău. Te-ai extras calculatorul. Ultimele zile am care stat suficient. Se zic că astăzi să mergem la figuri și mă opresc la 1000 de euro. Ai avut niște situații. Deci noi avem 4000 de euro pe masă. Acum merge piața cripto. Nu e bine. Noi îți dăm valută convertibilă adevărată. Cash. Euro, cash. Avem 4000 de euro. Ultima întrebare ți-am zis, ultima aia de 4000 și cu variante ajutătoare. Deci nu se poate să nu o câștigi. Și asta este și ea simplă. Dar asta la 2000 e mai complicată. De unde știi? Mie mi se pare că a doua a fost mai complicată, a treia este foarte tare. Vrei să te lăsăm câteva minute să dăm noi publicitate, locul de publicitate aici? Și să te gândești, să iei o decizie? Și te mai lăsăm câteva minute? Cum Claudia, spune-i vorba aia bună și mergeți mai departe. Acolo e, acolo sunt chimiza. Hai gândește-te, hai facem așa. Bine. Noi dăm publicitate, discutați serios, eu zic că este simplă întrebarea, dacă ai fost la școală știi.
Dacă n-ai fost, știi? La liceu trebuie să... La liceu. Dacă aveți liceu. Aveți liceu. Dacă aveți liceu, bine. Ne întoarcem în câteva minute, da? Stați cu noi să vedem dacă Cosmin merge mai departe pentru 2000 de euro. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM. Am revenit în direct cu Cosmin. Cosmin a câștigat 1000 de euro, a răspuns corect la primele două întrebări adresate astăzi în mod excepțional de Cornel Ilie, solistul trupei Vang. Iar acum Cosmin trebuie să decidă dacă va risca sau nu. N-a decis, mă. Ba da, mă, merge, zic eu. Ia zic, Cosmine. Claudia zice să nu. Ți-am spus că... Claudia, ce-ai făcut? Păi. Cosmin, tu trebuie să înțelegi un lucru simplu. În familie, doamnele sunt cele atente, conservatoare, ele se gândesc la protecția familiei. Băieții sunt cei care riscă, merg înainte, nu? Noi plecăm la vânătoare alea. Femeia ia decizia și bărbatul execută. Așa că, dacă era vorba de o sumă mai mică, mergeam mai departe. Dar la 1000 de euro e 1000 de euro. E prea rotund ca să renunțăm la ea. Vezi, mă, dacă dăm premii rotunde... Da. Cum v-am zis, dacă dădeai 950... De la 400 de euro. Dacă erau 800 de euro, mergeam mai departe. Dar așa, 1000 euro. Pe bine, atunci fii atent. Da. Cosmin, ai 800. Ai 800 de euro. Ce mai e 200 de euro în ziua de azi? Vrei să dublezi și un pic la 2000? E sigur, sigur? Nu, Cosmin, e decizia ta, sunt banii tăi. Nu e decizia lui, e decizia Claudiei. E decizia Claudiei, sunt banii ei. Câștigați de tine, e ok? Claudia, hai, du-te și adu-i un par cu apă. Nu, ne opri la 1000 de euro. Băi, ești pregătit de căsătorie, zic de acum. Gata, nici nu știu de ce ai așteptat atât. Hai că eu chiar sunt 1000 de euro. 1000 de euro. Ai câștigat. Ai câștigat 1000 de euro. Cosmin, ai câștigat 1000 de euro, felicitări. Bravo. Și acum să vedem cât de inspirată a fost Claudia. Eu chiar sunt foarte curios dacă ați fi știut sau nu. Deloc. Întrebarea de 2000 de euro. V-a plăcut literatura în liceu? Deloc. Hai, atunci, probabil că ați luat decizia înțeleaptă. Cornel vă va adresa în regim de concurs întrebarea de 2000 de euro. În afara concursului. Nu, în regim de concurs, în sensul că avem cronometru, avem tot ce înseamnă, doar că e doar fără că bani. E fără miză, concurs, da? Doar că o să deci te superi că nu ai mers mai departe, că o să știi răspuns. Așadar, da. Cosmin, te rog, concentrează-te, prefă-te că ar fi fost o miză, ca să fie cât mai aproape de realitate, și răspunde-ne la următoarea întrebare. Cine a scris novela La Țigănci, publicată în anii 60? Eliade. N-ai câștigat 2000 de... Și ai pierdut 2000 de... Claudia. Ce Claudia. Claudia. Ce rochițe ți-ai filat tu de 1000 de euro. Da. Asta e. Da, nu-i nimic, bravo, felicitări și pentru asta. Când ai spus că nu v-a plăcut deloc literatura, am crezut pentru un moment că ați luat decizia înțeleaptă. Păi că... eu n-am știut răspunsul la întrebare, mi l-a zis Claudia acum. A, bine. Deci karma. Felicitări, felicitări. Mulțumim, bravo. Cosmin și Claudia, mulțumim Cornel Ilie, le-ai purtat noroc, păcat că s-au oprit. Frumos. Asta e, am economisit bani. Am purtat jumătate de noroc, e ok. Dublu, de ziua dorului, de ziua dorului am venit să dau niște bani, 1000 sugestiv ca pentru trupa Vanca. Ok. Dublu sau nimic, revine de luni.